Salut, sunt Alex și acesta este primul meu episod cu o nouă serie de Minecraft. Nu știu exact cum voi numi această serie. Nu știu. Chiar nu știu cum voi numi seria, dar voi încerca să filmez să vedem ce iasă. Am luat un mapă nouă, sper că am luat un banner de taiga, am generat și un bonus chest în care avem așa, un târnăcop de lemn, târnăcop de lemn, pâine. Bun. Da, dacă vi se pare că s-aude ciudat sunetul la Minecraft, e... Nu știu de ce astăzi programul meu nu vrea să înregistreze pe placa de sunet jocul. Și îmi înregistrează decât microfonul. Și am pus să se audă prin boxele calculatorului, să zic așa. Poate la episodul următor voi încerca să rezolv această problemă, să nu mai am probleme cu ea. Văd că pe aici am găini, o să adun câteva lemne și încerc să mă cad din zona asta. Nu prea e o zonă care îmi face mie foarte mare plăcere să stau în ea. Că urăsc zăpada, că pot să strice cropurile și mai multe chestii. Mă duc într-o zonă de preferabil, undeva o câmpie sau un forest, ceva. Nu junglă. Că mulți au odiară, nu știu, deja parcă iar e obsesia cu jungla. Du-te în junglă, du-te în junglă. Mă duc în junglă, îmi fac casă în junglă. Dar n-am nimic cu toți oamenii, fiecare îi place, bai îmi place. Mie personal nu prea îmi place asta de zăpadă. E frumos și era, dar nu mi se pare un loc foarte genial să-ți construiești o casă. Ai, zici că ești pe multiplayer și nu mai ai loc, faci un sacrificiu, dar așa... Nu prea-i văd rostul. Se pare că e un biom cam mare. Mai întâi o să vreau să adun găinile alea. Poate eu nu mă voi muta chiar de acum în alt biom, poate mai stau un pic pe aici. Așa, voi aduna câteva găini, că s-a mâncare. Bun. Deci facem o sabie repede. Că târnăcop... Ia să zic problema să fac un târnăcop, dar târnăcop pe acum am. Fac două, zicem două sabii de lemn. Din câte am văzut, nu sunt sigur, asta mi se pare că sabile de lemn se spar mult mai repede acum din update-ul 1.4.2. Nu știu ce, așa mi s-a părut mie. Că parcă pică mult mai repede. Să încerc să omorăm noi. Avem porci, avem găini. Luăm prima dată porcii. Da, și să scuza dacă mai dau cu tot down FPS-uri, dar opțiunea de multicore nu voia să filmeze cum trebuie și făcea numai lag. Și atunci am lăsat pe smooth la chunk loaded. S-ar putea să încarce un picuț mai încet. Să sperăm că nu vor fi probleme pe episod, FPS-urile sunt acceptabile. Ia să vedem noi. Oh, câte ouă pe aici. Să zicem un pic de lag. Deci mapa nu este generată, de-abia a fost creată și nu s-au încărcat foarte bine toate chancurile. Vedea mi zicea că el, ca să-i meargă foarte bine, să am, să zicem, înainte, o jumătate de oră Minecraft-ul pornit înainte să intre pe server. Și vă zicem, își băga fly-ul sau ceva, stătea în aia să nu atace mobi și stătea pe acolo o jumătate de oră. Mă, e și asta o opțiune, sau s-a plimbat foarte mult, dar nu știu. Unul nu am chef să aștept atât, să stăbă o jumătate de oră sau alea până se încarcă mapa. Cred că voi face episodul, primul episod în jur de 20 de minute, nu știu. Opa. Se pare că și Minecraft-ul mă cam trolează. N-am nici modurile mele preferate în el, n-am decât Optifine-ul. Eu așa mai foloseam niște moduri cum ar fi Raise Minimap-ul, Madmos modul pentru sunete. Deci se pare că momentan mă cam... E așa, nu știu. Ciudat fără ele. Am apucat să mă joc o țele pe multiplayer cu un prieten pe un server de vanilla. Și acum de-abia aștept să apară un bucket ceva ca lumea, să facă niște servere șmechere. Mai toate serverele pe care jucam, momentan sunt oprite, picate până apare noul bucket. Cred. Unul singur am văzut că este de, încă este de 1.3 și nu mă pot conecta în el. Încercam să găsesc o zonă mai departe de biome ăsta de taiga. Și deși m-aș îndepărta de zona, m-aș îndepărta de el, aș și sta în el, că mi-e frică că mor și mă de pe la oameni și nu mai știu cum să mă întorc. Trebuie să pun un semn încotro, mă duc la spawn. Da, asta e. O să vedem ce găsim pe aici. Uitați, se încarcă un pic mai greu chunk-urile, cum am zis. L-aș dă înapoi pe multicore, dar mi-e frică că face lag. Cum mai făcut o dată lag, nu știu ce. Că n-am niciun program care să ruleze. Wow.
Da, voi pune pauze, vom bea să terci și voi reveni imediat. Da, și se pare că acum observai că eu ca deșteptul nu am setat opțiunea de pauză. Evident, pot seta acum. Da, am putut seta. Și voi pune pauză. Voi reveni imediat. Am setat înapoi pe multicore, să vedem ce se întâmplă. Se pare că este un pic de lag. Chiar mult lag. Poate este ceva care în consum. Se pare că și-a mai revenit, cred, da. Nu știu ce a avut, am umblat un pic în setări, acum se pare că se mișcă mai bine. Mult mai bine. Cine știe ce a avut, mi-a dat și un crash, mi-a ieșit din Minecraft, o sol până a rendat. Chiar nu știu, Minecraft-ul meu cam face fițe. Acum pe 1.4. Am gata și pe multiplayer, faci deja asta, fai că s-a început să facă seara, cât am stat cu chestia asta și n-am făcut o casă. Am mărât acolo. Am acele torțe, măcar bai bine, de la început. De mă voi ca într-o mine pe aici, dar să caut capătul ei. Este mare. Da, e mare și sunt zombi în ea. Nu prea vreau să fac cunoștință cu mobii. Nu sunt în stare acum să-i prea bat. Deci, s-a făcut groapă în pământ, mă băg aici până se face dimineața. Dacă am început să-mi fixez și foamea și totuși că nu prea am sprintat, chiar nu știu ce m-a apucat. Deci ceva aici să fac așa o groapă. Prima dată să stau o noapte pe aici, mai și minez ceva. După dimineața voi pleca și voi căuta o zonă mai frumoasă, cum am zis. Primul obiectiv important care să-l fac este să găsesc lână. Sau... Da, lână neapărat, ca să fac un pat. Să-mi setez spawn-ul aici, să nu mai mă dea pe la mama naiba. Da, și acum mă plictisesc până alea. Dau un pic mai încet muzica. Așa că nu... Nu am chiar foarte mult chef de, dar nici să nu opresc. Sper că să nu interesează cum trebuie la joc, să nu se audă foarte tare. V-am zis să le am pe boxe acum ca să... Nu știu ce are exact programul meu de... Uite, am găsit căul. Nu știu exact programul meu de nu vrea să înregistreze de pe placa de sunet jocul. La altă încercare, când am făcut o filmare așa mai, să zicem, așa mai abuzială, ca să fac un test, l-a vrut. Acum când se dau drumul la, să zicem așa, la testul oficial încerc să filmez, n-am mai vrut să mă aude, nu știu ce. Va trebui să mă iei pe la placa de sunet, la să trebuie să vedem ce s-a întâmplat. Mai de unde am acum câteva zile am încercat să fac așa, să vedem cum filmează în mic și am văzut că filmează bine și mi s-a auzit perfect, de pe placa de sunet, tot ce trebuia. Acum nu știu ce are. Da, bun. S-a nas căul. Mă va prinde bine după aia. Chestia cu experiența din mine e bună, dar la început cam mordesc și cam, cam pierd. Uite, am pierdut și primul târnăcop. S-a dat după aia și piatră. După cum se pare mie, nu știu dacă mai mie sau parcă uneltele din lemn se sparg mult mai repede acum din 1.4, nu știu ce, așa mi se pare mie. Mă rog, nu prea am fost foarte mult timp în uneltele lemn, mai mult fost de piatră, ceva genul, făceam un târnăcop de lemn, mă uceam, dădeam în câteva bucăți, după aia poate și aruncam. Și foloseam mai pe de piatră în sus. Da, bine și ăștia la început, a fost un bun succes, tot ce l-ați văzut. Bun, cea capaca, cea capaca. Dacă nu vă reușiți, nu știu exact ce a avut cu sunetul, dar voi încerca să repar. Că știu că se va auzi un pic mai aiurea prin boxe, un pic mai în ecou. Și chiar nu știu de ce. Da, sunetele s-au cam schimbat și cam ciudate. Acum trecem 2 zile, mă alergau umblau în spate prin casa mea și mă întrebam ce se aude, ce se aude. O chestie foarte logică și foarte tare, să zic așa, mi s-a părut, chestia cu Enderman-ul. Că prima dată zicea că ori pe bune, ori e glitch, că Enderman-ul deschide gura. Da, deschide gura. Chiar deschide gura.
Nu este un glitch ceva sau un bug grafical, chiar deschide gura, că acum mai nou se aude și sunetul. Ca și când ar urla când vine după tine așa. Nu știu, așa face destul de ciudat. Deci s-ar putea să fie pe bune fața că el deschide gura. Ciudată logica cu grafica că vezi prin gura lui și te uiți așa la... Mamă, abisul. Vezi în spate prin gura lui. De-aia mulți au de la început că poate este un glitch ceva. Da, i s-a spart pickaxe-ul de lemn. Mă face un de piatră. Până acum se pare că am în jur de 10 minute. Am zis, în jur de 20 de minute va primul episod. Nu mă întind foarte mult și nici foarte puțin. Nu vreau să fac un episod momentan foarte mare. Și așa că nu mai ies foarte mult, să vină maica mea acasă și trebuie să iau cina, să zic așa, și va trebui să mă opresc și nu au... o să nu face să mă deranjez, să zic așa. Nu, n-am nimic cu ea, dar vine, nu-mi dă seama că eu filmez, vine peste mine, începe să vorbească tare. Și alea. Știi, nu știe ce pisănăzare e prin cap să vină să vorbească. Bun, deci mai avem niște piatre pe aici. Nu știu ce adunat pe multe piatră, dar mi face și un cuptor și mai multe alea. Cred că adun piatră cum se face dimineață. Dar ce-s eu prost? Am pic de piatră. O să adun acel iron. Că e noaptea, o să vină, ies acum afară să vedem cât mai e cum se face dimineața. E bun acest iron de început. Mă face ceva linier, cred că mă face... Apoi, ia să ne câte am bucăți. Am 5. A, dacă mai avem încă una... A, uite, aici încă niște iron. Vreau să-mi fac o târnăcoape. Nu vreau să strip pentru o sabie. Fac să piatră. Și avem un prieten momentan care nu prea îmi place prezența lui. Au, unde e? Unde e? Unde e? Unde e? Nu știu unde e, dar mă ascund momentan de el. L-am văzut. Ce strâmbomesc cumva. Nu prea vreau să mor. Mă omoară, știi să mă omoară. L-am omorât, uuu, cât e aici. Să mă ascund, nu vreau să mai am parte de ei. Voi construi repede așa un zid de aici de apărare. Era să mă omoare blangiul ăsta. Păi nu era să mă omoare, putea să mă omoare. Că nu... Au ceva horcăituri. Nu știu ce se aude exact. Asta ai, vei mânca această pâine repede. Tot nu mănânc pâine, mă mănânc o carne de porc. Nu mănânc carne de găină crudă, nu mai fac prostia asta. Că am mâncat toată și mi-a dat hunger și mi-a scăzut mai mult decât era să mănânc. Bun. Pune pe aici să facă dimineața odată, la așa gaurica, să să mă uit să vedem. Că e noapte afară, vreau să facă dimineața. Și am oprit să stau aici, cred că îmi fac un cuptor și încep să fric carne și iron. Că până se face dimineața mai durează. Ia să vedem ce... Un cuptor. Și să începe să frigem ceva. Bun. No, exact 3 pickaxe-uri aș avea. Nu prea adunai mult lemn, asta e, bag niște cărbune. Bag, să zicem, 5 cărbune. 4-5. Păcat că nu pot să frig ouăle, m-am jucat mai de mult, prin 1-3, când era update-ul, când era versiunea. M-am jucat 1-3, când era 1-3-2, m-am jucat Terra Firma Craft și mi s-a părut foarte genială faza aia cu să frigi ouăle. Ar fi fost foarte genială să fie și aici. Să le poți face, să le fierbi ceva, să le poți consuma și ca și mâncare. Mi s-a părut foarte genial acum că s-a băgat utilizarea dovleacului, că înainte avea decât utilizarea de jack-o-lantern și nu prea se făcea. Acum poți să faci plăcinte de dovleac și este chiar foarte tare faza. Nu este chiar cea mai, cum să mai zicem așa, gustoasă și multă mâncare, dar este foarte bună. Își face bine treaba. Și se pare că începe să facă dimineața, cred. Să nu fie așa o privire mai dincoa. Da, a început să facă dimineața, mai stau un pic și o să ies afară. Să mă duc să văd ce este. Spune atunci că fric și iron-ul. Da, o să-l fric, fric și găina asta de... Găina crudă. Asta am de două pickaxe-uri momentan. Mă, ia pe aici pe mine și nu prea vreau să fac cunoștință că e foarte mult. Gata, s-a făcut dimineața, pot să-mi strâng cabalicurile. Ai, fă-te repede, irone. Nu fric încă carnea, las să facă doar iron-ul și măcar de aici. Deja episodul are 14 minute, am zis, cred că las 20, poate chiar și 30, de am le știi. Văd exact cum
Mi se... Bun. Îl spart direct, nu mai am chef să-l mai golesc. Să fac și un târnăcop în timp... Un târnăcop, doamne, m-a pus la cap că am târnăcop pe urmă de... Să-mi fac un topor. Să nu și lemn. Pază în balăi. Mi-a părut bine. Se va aud horcăin pe aici. Nu mai stau acum astea spre schivul de stea, n-am poftă. Și-am uitat torța aceea acolo. Da, lasă acolo, nu mi-am întors după ea. Opa, am găsit un deșert. Ia să iau un pic de nisip și niște cactus. Și că am o idee așa satanică să fac niște, să pun niște mici capcanele pe lângă casă. Să am auzit liliac? Dar nu văd. Să pun niște mici capcane pe lângă casă, anti-mob. Și asta ne trebuie niște bucăți de nisip. Wow, 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 wow. Mi-a framat enorm aici, cred că se încarcă ceancurile! O piramidă! Glumești, n-am mai găsit piramide de mult! Cred că aici îmi voi face casa. Am și un forest, am și o piramidă. Cred că pe aici voi sta momentan în această piramidă. Mă duc să ajung jos și să încerc să iau ce inia fără să ating TNT-urile. TNT-urile vă folosim timp laminat. Deci, se pare că mi-am găsit casa. Și nu glumesc, cred că asta voi folosi ca și casă. Nu găsi deja făcută, dar voi pune un pic de pauză. Da, a trebuit să mă opresc atunci, voi continua cu matrix de stop, n-am pus să aștept. Voi face noaptea, vă să blochez repede aici cu niște cobblestone, așa. Să pune pe de lumină. M-am zis, aici cred că voi face casa, în această piramidă. Eu zic că este destul de bună ca și casă. Bun, să mă întreb dacă mai știu secretul piramidei. Deci, din câte știu eu, nu trebuie să spargi aici. Trebuie să spargi pe lângă. Vedeți cum am zis? Încă mai știu cu piramida. Vor jos. Și azi, imediat, deci va trebui să spargă acel cobblestone. Gata. Ia să zicem aici. Gold, iron. Aici, iar gold, oase. Aici. Trei diamante. Fine. Să iau acest TNT. Să-mi prindă bine în viitor. Să ieșim de aici. De fapt, luăm chestul așa și ieșim de aici. Bine, să fac aici subsolul, dar n-am chef. Iar asta piramide va fi casa mea. Momentan, până mă face și o casă normală. Voi trăi mult ceva în ea, voi și vă 4-5 episoade. Până fac eu o casă... Bun, să începem să urcăm în sus. Opa, hei, hei, hei. Ah, mai aici. Asta e de la smut. Bun. Aud un zombie, cred că e pe la ușă. Sper să n-ai băgut să intre la mine. De unde? A intrat. Mai au intrare sau da, mai au intrări. Se blocă și pe aici, mai au intrări se pare. Am uitat să verific toate cările astea. Acces are poc. Le blochez temporar, în timp voi poate voi pune uși ceva, momentan le blochez așa manual ca să nu am parte de ei. Deci, gata. Să începe să-mi amenajez casa. Stați puțin că am primit un mesaj. Bun, voi mai filma încă 10 minute, cred, asta nu pe cineva.
Bun. Deci scriva un mesaj că mă îmbâzea pe Hamaki să mă duc să mă joc cu el. Nu știu ceva, că se plictisește. Am venit să la facultate acum și l-am anunțat că încă 10 minute. Mai stau. Hai să filmez. Nu am zis, mai filmez încă jur 10 minute, cred. Bun. Nu știu ce zici. Știu că nu prea e cel mai estetic mod de a pune chesturi, dar bun. Începem acum aici, mai avem aici workbench-ul, punem aici cuptorul, unul aici și unul pe partea altă. Nu va fi chiar casa definitivă, dar voi sta un timp în ea. Bun. Yay, avem ca... Deja mi se plăși că e o idee în cap, una foarte tâmpită, cum ar fi aici în mijloc în timp să găsesc piramida, să fac acea piramidă și pe acolo să dea lumina. Acea piramidă de... Oh, fuck. Să fac acea piramidă pentru... Cum e ce chestie? Cum îi zice chestia aia, că scap acum numele ei? Baconul ăla, sau cum exact cum se numește. Nu știu tot acum exact cum se numește acel beacon, parcă nu știu. Tu chestia aia vreau să-mi fac în timp, au. Să-mi fac acolo, mă fac aici, cred. Exact în mijloc, când după ce voi trece mașina, închide casa. Termina cu casa. Stau până dimineața aici, dimineața mă duc afară să... Aici, noaptea. N-am o bucată de redstone, că mi-aș face rapid un ceas. Mi-a făcut un ceas din aur, la că l-aveam, să vedem că se face ziua și noaptea. Pomană cele 3 diamante, chiar pomană. Sunt foarte bucuros că am găsit, îmi fac un pic extindere în timp și n-am treabă după aia. Bun, mai și scad să mă duc să caut pe afară ceva, dar mi-e frică că vin și mă omoară. Mai filmez încă 10 minute pe aici. Cred că le voi randa împreună. Ai, 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 deja ai filmat, nu-mi place. Deja a ieșit și nu-mi place ce văd. Că voi sta pe aici și voi privi așa în gol. Ce e acolo? Nimic? Cobblestone de-al meu. Cobblestone, cobblestone. Un schelet. Da, nu-mi place deloc ce văd pe aici la piramida asta, numai prietenași. Deci să le voi randa împreună, nu știu ce program voi face chestia asta. Dar o voi face. O voi face! Le voi randa împreună ca să nu mă fie probleme. În rest, cred că nu le voi randa pe alealte, deoarece... Filmesc cu Bandicam-ul și... Eu zic că nu-i nevoie, mai ales nu filmează Bandicam-ul de psihiatra ușor. Nu știu nimica, îi poate mi-a ascunde și pe aici ceva. Da, de aceea vă mai stau un picuț pe aici. De fapt, voi opri ca acum și voi continua mâine. Poate face și dimineața. De fapt, ia să vine dimineața? Deja? Nu, mi se pare că zic că acel schelet luase foc. Avem un creeper aici. Nu-mi place de el. Nu-mi place că se uită la mine. Da, deci voi opri episodul aici și voi continua data viitoare. Deci... Eu am fost Alex și ne auzim la episodul următor.